adversarul echipei Milsami Orhei din Cupa Moldovei, formația Petrocub la fel se pregătește minuțios de reluarea sezonului competițional. Leii din Hâncești susțin că așteaptă prima partidă oficială din acest an cu sufletul la gură, iar confruntarea cu Milsami din sferturile de finală va fi una pe muche de cuțit. Avem obiective clare atât în campionat cât și în cupă. Nu va fi o simplă încălzire pentru partea a doua a sezonului. Acest meci va fi la fel de tensionat ca și cel din campionat. Asta deoarece Cupa Moldovei este un trofeu și plus îți poate asigura și un loc în cupele europene. Cred că va fi o confruntare pe viață și pe moarte. Mereu a fost o rivalitate între noi și băieții de la Orhei. Sunt sigur că va fi un meci tare pentru că toți vin după pauză și vor dori să arate de ce sunt în stare. Așa că se așteaptă un meci tare. La fel ca și celelalte cluburi moldovenești, și Petrocub și-a întărit lotul. Echipa din Hâncești a semnat cu 3 fotbaliști. Fundașul Artiom Rozgoniuc, care a revenit astfel la club, mijlocașul Teodor Lungu, dar și internaționalul moldovean, mijlocașul ofensiv Nichi Kleșcenko. A apărut această variantă și oricum căutam arendă până la sfârșitul sezonului și mi s-a părut interesantă această posibilitate. Desigur că avem șansă. Petrocub mereu să lupte pentru câștigarea în campionat și eu sper și în cupă vom lupta pentru a deține trofeul și în campionat la fel. Mă simt foarte bine, colectivul m-a primit bine, avem un colectiv puternic. Petrocub Hâncești și Milsami Orhei se vor confrunta de 2 ori în decurs de o săptămână. După partida de sâmbătă din sferturile Cupei Moldovei, cele 2 formații vor juca și în Superliga Moldovenească de Fotbal pe 11 martie.